Salutare tuturor, bine ați venit în ultima zi din lună, prima zi din săptămână, vă rugăm să vă adunați toate energiile pozitive, ceva răbdare, poate că cu ajutorul invitatei de astăzi cu siguranță vom învăța ceva nou despre noi, poate ne vom transforma în bine, vom renunța la ceea ce nu ne place și vom adopta în viețile noastre ceea ce ne este potrivit, ceea ce ne dorim sau ceea ce efectiv ne trebuie acum și aici. O singură invitată, evident, e vorba de Tatiana Tudor. Tatiana, bine în podcast! Bine, v-am regăsit și mulțumesc mult pentru invitație. Asta e frumoasă cu regăsit că unii nu înțeleg despre ce este vorba, <laughs> dar noi ne știm ca interacțiune de acum câți ani. De acum 8 ani. 8 ani, iată. Cred. Oamenii n-au îmbătrânit, sunt din ce în ce mai frumoși, timpul nu trece, nu stă nici în loc, că nu-l numără nimeni. Și atunci Tatiana între timp a evoluat foarte mult, da? Da. Și pentru cei care nu te cunosc, primele cuvinte sunt cele care contează. cine e Tatiana Tudor? E um... un în început bun, îmi place, îmi place, îmi place. Da, 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 O fată rebelă. De Rebelul ăsta vine de undeva, de la dansurile pe care le-ai făcut an la rând? sau Cumva a trebuit să ajung în trupa cu numele ăsta, dar așa mă consider. Am înțeles că ne înveți despre transformare în interviul acesta, da. prin povestea pe care tu ai trăit-o și presupun că o trăiești. O trăiesc și o să mai trăiesc, cred că, toată viața mea. Pentru că ne schimbăm de la zi la zi foarte mulți vin și spun bă, nu este adevărat, nu ne schimbăm noi, nu... Nu! Ne schimbăm de la zi la zi și eu, cea de astăzi, m-am schimbat un pic mai mult decât cea de ieri. La fel și tu. Uite, eu pot să fac o analogie cu tehnologia și telefonul meu face tot soiul de update-uri la aplicații și sunt diferite de la o zi la alta. Cred că și noi oamenii suntem la fel, doar că mult mai performanți. Ai 28 de ani, da. ești din vălinii de Munte da. de fel. Uh, ai părăsit... Uh, ce este, localitate, oraș, și oraș, oraș. Vălein de Munte, da? da către, să mergi cu, cu aripi pline de curaj către București, unde... Nu. Nu? Nu ai să rezi, am de cred. orașul ăsta toată viața mea. De și ce? tot acolo am ajuns. Mi s-a părut, uh, uite, cu toate că eu zic despre mine că sunt o fire mai rebelă, da? Uh -huh. uh, cumva nu-mi place să mi se spună ce să fac și dacă mi se spune ce să fac, am nevoie de niște justificări clare. E, atunci, da, înțeleg și... Uh, nu mai sunt așa răzvrătită. Dar, cu toate că am impresia asta despre mine, da, București mi s-a părut întotdeauna un oraș dur, rece. Mi s-a părut, nu știu, prea mult nu vreau să-i spun haos, că asta mă reprezintă și pe mine cumva, dar am fugit întotdeauna de energia orașului respectiv. E, și uite că tot acolo a trebuit să ajung. De ce ai ajuns în București? Așa a trebuit să fie. Unde scrie asta că așa trebuia să fie? Noi fugim de foarte multe lucruri în viața noastră. Dar Universul când vrea să te aducă pe o cale, păi ocolești tu un pic, dar tot pe calea aia trebuie să ajungi. Deci a trebuit să ajung în orașul ăsta. Pentru că de acolo a început uh, transformarea mea. Când s-a întâmplat asta? În 2017. Ce a fost atunci? Uh, că nu era nici pandemie, nu era nici criză. Uh, nu. Eram fericiți și nu știam de ce. Da. Uh, atunci a trebuit să ajung în acel oraș. A fost biletul de la Interregio mai ieftin? <laughs> Am cunoscut o persoană. Așa, te-ai îndrăgostit. Da, și am renunțat la tot ce aveam eu în minte, în cap, în plan, la planurile mele și m-am dus acolo. Deci ăsta a fost primul act în care am zis, bă, fie ce-o fi. Era calul alb? Da. Și prințul? Da. Și era o alegere pe care ți-o doreai foarte mult? Uh, am, am simțit. Uh -huh. Da, am simțit că este alegerea potrivită, dar alegerea asta a venit și cu niște lecții, care mie, până în momentul ăsta, mi-au fost benefice pe partea asta evolutivă. Deci, în 2007, societatea -a, aproape că s-a căsătorit. A lăsat ploieștiul, că că lăsat eram tot? Aici, tot. A da? lăsat și dansurile? Uh, nu, nu, am mai continuat cu dansurile cam uh, vreo 2 ani de zile. Doi da, ani de da, zile? Da, wow. da, da, da. Ce deci ai reușit să-ți ții cumva chestia asta? Ai făcut Naveta, ce ai făcut? Păi nu, m-am mutat în București. Și dansurile unde erau în București sau în Ploiești? Uh, veneam la repetiții în Ploiești mm. și pe timp de vară dansam la mare cu trupa. Uh, Cred că din, din februarie 2019 nu am mai dansat eu. Cam atunci am avut ultimul job cu trupa. De, de ce așa. ai renunțat la dansuri? Uh, cumva a venit uh, treaba asta natural. Nu am avut așa un motiv neapărat. Uh, așa am simțit eu. Băi, am nevoie de o pauză. Cu ce să încep? Uite, cu locurile în care sunt foarte multe persoane. Iubesc dansurile, m-au ajutat foarte mult dansurile O să recomand întotdeauna dansul uh, Ca și formă de terapie, de regăsire de... E minunat Doar că eu atunci așa am simțit Și ăla a fost primul, mom primul moment în care m-am ascultat cu adevărat Adică să renunți la ceva ce uh, înseamnă viață pentru tine Gândește-te puțin la treaba asta Ai renunțat la viață? Renunți la ce te reprezintă cel mai mult. Atunci nu spui un semn de întrebare, mă, am făcut asta, de ce? Nu a fost, a fost voia mea sau uh, nu. Nu Și fii atent, imediat după ce am renunțat la dansuri în martie, a venit uh, pandemia. Adică cumva eu m-am pregătit pentru toată perioada asta. Sper că n-ai pornit tu pandemia asta. Adică. Auzi vrei să spun. <laughs> fii atent! Uh, mi s-a părut interesantă treaba asta. În februarie am simțit, băi, nu mai. Era momentul ăla în care deja adunasem prea multă energie asupra mea, prea multă lume, prea multe evenimente, prea... nu, nu, nu mai puteam să-mi răspund la întrebări, nu mai știam ce se întâmplă cu mine, nu, nu, nu mai știam unde trebuie să mă duc. Și um, mi-aduc aminte că pe 8 martie aveam un eveniment la care trebuia să mă duc cu niște prietene și uh, fusese anunțul ăsta, măi, că intrăm în pandemie, zic, du te mă eu da, nici măcar nu știam ce înseamnă asta. Asta a fost asta. în două. că să da pandemia a început în 2020, că eu nu mai știu. Deci an, pentru mine anii ăștia au început să fie nu, tot mai... 2019, 2020, 2020, sunt... 2020, 2021. Așa? 2021, 2022. 2022. Da. De câți ani în 2019 pandemie? A început. Parcă în 2020, nu mai știu. Crede-mă că nu mai știu. Dar dacă ar fi așa să iau logic, e 2020 martie. St Tai un pic, deci în 2000... Tatiana, acum o să aibă o trezire Da, da, în o podcast. trezire. Wow! Unde, unde s-au dus 365 de zile? Ce am făcut în anul ăla? Da, mai în 2020. Excellent, da, genial. da, nu. Deci în februarie 2020. Aha. A fost Revelionul 2019-2020. Ai, și în mai februarie mult, ai de... petrecut mai mult a, atunci mea, de Revelion? Da, atunci a fost momentul al meu de... Bun, și ai vrut să faci schimbarea asta în viața ta, da? Da. A fost totuși un episod care ți-a declanșat cumva curajul? Pentru că noi ne avem nevoie de un scandal, de un prieten care ne dezamăgește. Nu de... am mai putut efectiv să duc toată energia care era în jurul meu și asupra mea. Asta a fost... Ce fel de energie? Am simțit o presiune colectivă. Asta încerc să zic, că în martie, pe o martie atunci, am, cam cu o săptămână înainte, efectiv stăteam în pat și ziceam, Doamne, am nevoie de o pauză. Am nevoie, nu știu, mi-aș dori să se oprească lumea în loc, să nu mai facă nimeni nimic, să fie fiecare el cu el să, să, să ne adunăm așa puțin. Pentru că simțeam, am simțit toată agitația asta așa, nu știu dacă ai simțit vreodată energia unui loc sau energia unor oameni. Se simte într-un anume fel dacă ai darul Știi ăsta. Știi cum e? Lucrezi cu oamenii. Trebuie să-i simt un pic ca da. să pot să. E și eu cumva am simțit agitația asta de dinainte și am zis, Doamne, am nevoie de o pauză. Și cam așa a început. Eu cumva m-am pregătit mm -hmm. și atunci a fost. Poate că ești mai conectată la sistem decât alții, mm -hmm. sistemul ăsta universal despre da. care vorbim prea prea puțin. Și spui, acum e momentul, trebuie să stăm un pic cu noi și să ne regăsim. N-ai avut nici măcar un moment de regret din faza în care ai spus pa, la revedere, mulțumesc, nu mai fac parte din trupa, spune tu numele ca să... Rebel Cabaret. A, așa, ca se aude de la tine Rebel Cabaret. Dar cumva nu am renunțat, nu am mai dansat, nu am mai luat joburi, dar cu sufletul am rămas acolo, adică, na, e trupa în care am cunoscut cele mai multe persoane în care am evoluat destul de mult, am avut niște interacțiuni absolut minunate cu foarte mulți oameni de la Evenimente, coregraful ne-a pus în legătură cu oameni de la care am avut ce învăța. Dar, nu, nu regret. Ei sunt acolo, vorbim oricând, adică îi recomand oricând, recomand trupa cu tot dragul, cu tot sufletul, dar nu am mai simțit eu să mai continui din alte motive. Prea multă presiune am simțit asupra mea. Și ce ai făcut apoi? Ai renunțat, ok? a venit pandemia și am stat. Cum cum stă Tatiana? Uh, am uh, trecut așa printr o analiză tot ce s-a întâmplat în ultimii ani de când am ajuns în București uh -huh. uh, până în momentul prezent. Uh, pentru mine oricum perioada asta de repaus a venit divină, a fost divină. Uh, și am reușit să pun cap la cap exact ce am adunat eu ca și informație în ultimii ani. În ultimii 3-4 ani, cam așa. M-am um, dus la Văleni, locul deci de întors. suflet. da. Da, Bun. da. Uh, și acolo, mă scuze, am încercat să îmi răspund la și mai multe întrebări. Cum se întrebările? Care este rolul tău aici? Ce vrei tu să faci? Ce te face fericită? Ce îți dorești să transmiți? De ce vrei să transmiți? Și lucruri ca astea. Și ce ai fost, vrei să ai fost sinceră cu tine? Întotdeauna. Te-ai speriat de răspunsurile pe care ți le-ai dat? Nu. Sunt asumată. Uh -huh. Sunt foarte asumată când vine vorba de mine. Pentru că nu pot să trăiesc. Uh, am am trăit într-o ignoranță eu față de mine, asta zic, până prin 2017, atunci a început ușor, ușor să mi se arate niște uh, lucruri și după um, momentul adevărului a fost în o pandemie, ca să zic așa, e și de atunci am început să lucrez mult mai mult la mine pentru că mi-am dat voie să fac lucrul acesta. Dar ce ai făcut în 2017? Omul ăsta, prințul călare pe un cal alb, uh, e yogin, ma master? Nu, e uh -huh. un suflet destul de evoluat. E uh -huh. un om tare bun. Uh, cumva apariția lui în viața mea a început procesul ăsta. Pentru că au fost mai multe uh, momente da, Așa. în care eu a trebuit să realizez ceva. E, și în momentul în care ești pus în fața faptului împlinit, atunci n-ai decât să fii sincer cu tine. Vezi pe moment, fugi de adevăr, dar la un moment dat tot acolo trebuie să ajungi. Cum? Lucrând cu tine. Unde să ajungi? La adevărul la tu față de tine. Înțeleg. Nu știu cât de bine fac toate vocile astea pe care le, le ai tu acum în mintea ta și pe care le exemplifici păi nu, și că nu, că mulți au zis că, băi, ai luat o parătură. Nu, nu, îți dai seama, n-aș avea acest drept de judecată și nici nu cred că no. în direcția i ar fi judecata. Uh -huh. Dar știi că noi suntem în continuare o societate foarte agitată. Nu pe mine ce m-a debusolat cel mai mult atunci. Nu faptul că faptul că m-am mutat. zic Cum am ajuns eu într-un oraș, de care am fugit toată viața mea. Mereu mi s-a părut acolo nebunie în București. Adică și patru ani de zile, credem că uh, la început doar ce am cu trupa să dansez, dar în rest, nu puteai să mă vezi pe mine, hai să ieșim la o cană. Nu, ieșeam la cafea deloc. Abia m-am prietenit cu câteva persoane. Adică eu am fost foarte retrasă când am ajuns în București. Am fost foarte speriată de orașul ăsta. Și cumva asta m-a... Cum am ajuns eu într-un oraș de care am fugit toată viața mea? Ai avut episoade de anxietate, de depresie? Da, da. A fost atunci după ce ai renunțat la dansuri? Da, atunci au început uh, uh, toate... Nu probleme, am spus, problemele astea. Toate, perioadele astea, astea, da, toate da, 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 da. Cum da. a, dacă poți să ne spui un episod din, din Ei, trecutul tău? Uite, hai să spun. Um, după ce am renunțat la dansuri, uh, a trebuit să stau foarte mult timp eu cu mine. Eram la dansuri, eram conjurată de oameni trecea timpul altfel, zâmbeam, eram acolo, nu era nicio problemă. Ajungeam acasă, dormeam, mă trezeam a doua zi, știam ce am de făcut, niște repetiții sau aveam cumva programul deja stabilit. că nu mai ai niciun program, când nu știi ce să mai faci, n-ai decât să vorbești tu cu tine. Și la un moment dat m-am trezit singură, stând așa cu ochii pe pereți, Tatiana, ce faci acum? Ce plan ai, nu știu. De ce nu? Mă regăsesc. Și un uh, episod urât, să zicem. Da, nu a fost urât. Așa a fost să fie. Um, am plâns atât de mult pentru că ieșisem din zona de confort. M-am consumat atât de mult din cauza unor gânduri. Încât singurul lucru pe care am putut să-l fac a fost să iau telefonul Să sun o prietenă, o colegă din trupă care era stabilită în București Să-i spun, bă, mi-e rău, las ușa deschisă Vezi că eu leșin, mă găsești în casă leșinată Și așa s-a întâmplat A venit Adelina, a ajuns la mine, eram pe acolo leșinată Pentru că am avut, -o, ăla a fost apogeul unui moment de depresie dar am conștientizat chestiile astea, adică nu m-a speriat și am știut că am de lucrat foarte mult cu mine ca să ies de acolo. Și am lăsat să vină către mine orice experiență. Nu m-am speriat de nimic, nu, nu mi-a fost frică de nimic. Ești o femeie curajoasă. Trebuie. Când, când, povestești lucrurile astea, am dat seama că nu, e, a fost nu, este, greu. nu este atât de ușor să fii atât de vulnerabilă, să îți cunoască lumea povestea și să vorbești cu atâta lejeritate despre niște lucruri pe care oamenii, dacă le trăiesc probabil că... Păi, cred că 90% din populație trece prin un episod ca acesta, dar nu toată lumea vorbește despre asta. Nu doar că ei nu vorbesc, nici măcar nu recunosc treaba asta față de ei. Și de aici începe vindecarea și evoluția. De la a-ți da voie și de la a fi sincer cu tine. Ce ai făcut după ce ți-ai revenit din Leșin, după ce prietena ta bună, Adelina, a venit și... A avut grijă de tine. M am uitat pe perețe. <laughs> <laughs> ok. <laughs> e un în început? Um, am stat și m-am gândit uh, ce am de făcut, ce trebuie să fac, uh, de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta. Întotdeauna mi-am pus întrebarea de ce a venit lucrul acesta către mine. De ce mi-a apărut persoana asta în cale, bună sau rea. Orice om îți apare în cale, îți apare cu un scop. Uh, și... Am încercat să fiu destul de cerebrală, dar în așa fel încât să și simt. Adică nu mi-am dat doar un răspuns rațional. Da, uite, s-a întâmplat asta pentru că am încercat să văd dincolo de răspuns. Și așa am ajuns să trec peste toate episoadele astea și le-am lăsat să vină către mine. Haide, veniți! Sunt aici, vă primesc. Ai avut Noi acest probleme. timp la dispoziție. Probabil că ți-a și prit uh, ideea asta de izolare, de pandemie, de oameni care erau mai puțin în jurul tău, ca să poți să te vezi mult mai bine pe tine. Însă, hai să ne gândim la oamenii care nu reușesc să aibă atâta deschidere către cunoaștere de sine. Au Ei... avut o perioadă la dispoziție în care au avut accesul. Da? Da, în Am toată lumea are curajul tău. Oamenii au frici multe. Păi, bun. Doi ani de zile de pandemie, am intrat în al treilea, da? Păi ce a fost asta? Nu a fost o lecție pentru toată lumea? Ai stat singur, ce ai făcut? Ai avut niște uh, motive clare să uh, îți dai seama că perioada asta a venit pentru tine. Ok, house, house, ok, nebunie, nebunie. Dar nu asta te privește pe tine. Perioada asta a venit casă, ai grijă mai mult tu de tine, ca om, ca suflet. În viețile oamenilor au apărut sau au dispărut persoane dragi. Unor au dispărut de tot pentru că pandemia i-a afectat 100%. Da. Și atunci, dacă pui depresie plus pierderea cuiva... O lecție foarte ai... importantă, karmică. O să putem să facem treaba asta, adică să spunem lecție karmică importantă și să mergem mai departe? O să fie suficient? Uh pentru unii nu, nu este suficient dar acum depinde și de gradul tău de a înțelege lucrurile dacă nu înțelegi și rămâi încă acolo în o, varianta aia de vai aoleu, atunci atât o să înțelegi și nu este responsabilitatea mea, responsabilitatea ta sau responsabilitatea altora să se ducă să scoată persoanele respective de acolo, pentru că ei nu vor au timpul lor. Dacă acum ăsta nu a fost timpul lor, dați Ți s-au dat niște lecții. Ce? Ai pierdut o persoană dragă. Bun, ce vezi din lecția asta? Nimic. Jale, jale, jale. Doamne ferește. E tragic. Dar trebuie să vezi transformarea. E greu, nu zic. Și eu am avut niște pierderi. Dar trebuie să vezi dincolo adică de ți lucrurile. Ți-a murit cineva drag da, în perioada asta? Da, da, da. Și Cine? bunic, și uh, văr, și uh, mătușă. Uh, oamenii de suflet și ai văzut toată această durere ca pe o lecție de viață ca să mergi mai departe, ca să fii puternică și să nu te agăți de ideea de durere, ci să vezi durerea ca pe un factor al evoluției tale. Nu vreau să zic că lumea acum că sunt, dar știi cum văd eu... Contează atât de mult ce spune lumea despre tine? Nu mă mai interesează, dar... Mi-ar plăcea acum... cu oamenii care ne urmăresc acum să învețe ceva din experiența ta, nu neapărat să te critique sau... Uh... Fiecare este liber să facă ce vrea, să gândească ce vrea Adică eu dacă spun ceva despre tine De fapt uh -huh. mă raportez la mine Așa e, așa e Avem și o conduită, deci că e și zona aia de respect Mi-aș dori ca oamenii să nu se activeze Pur și simplu pentru că se pot activa Și dacă au de ales Între bine și rău Răul să nici nu existe ca variantă Da și Îmi place că tu spui Doamne, ești liber să faci ce vrei dar dându-i omului acest fac ce vreau, s-ar putea ca el să nu știe ce să facă. Și atunci tu observi niște lucruri. Așa. Lucrurile pe care vrei să le vezi, să le știi despre omul ăla cu adevărat. Da. Da, cine uite, o întrebare, sper eu, bună. Cine este Tatiana Tudor atunci când nimeni nu o vede? Uh, sunt la fel și când sunt văzută și când sunt nevăzută. Sunt o persoană optimistă, sunt o persoană uh, și visătoare, dar visătoare în modul ăla realist. Sunt o persoană de gaș, că îmi place mie să spun. <laughs> sunt un prieten foarte bun. Nu mă ascund. Eu A fost vreodată sunt... Tatiana un om rău? Uh, nu. Nu. Eu dacă am avut ceva de spus, am spus. Uh, De-aia sunt și considerată oaia neagră, adică oaia neagră în familie. <laughs> Când eram într trupă, oaia neagră din trupă. Eu dacă aveam ceva de spus, spuneam. Nu puteam să tac. De ce? Păi eu dacă țin niște lucruri care mă deranjează, ți le spun. Mm -hmm. Dacă nu ți le spun, creez în mine un început de vulcan. Și adun, și adun, și adun, și uite cum explodez la un moment dat și se întâmplă toată nebunia asta de nu ne mai înțelegem om cu om. Că ținem în noi prea multe. Eliberează, într-un mod frumos, eliberează. Îmi place că ai spus într-un mod frumos. Da, păi... Că mai contează și cum spui ceea ce te deranjează. Mai e și o etică aici, nu poți să... <găt> o etică? Or, da. Interesant. Tatiana în ăștia 28 de ani ai tăi de existență de experiență de dezvoltare, de ce nu ai măcar un moment pe care îl ți-l dorești șters, nu știu dacă știi comenzile de la tastatură foarte bine, dar control shift delete înseamnă să se șteargă direct, fără să mai intri tu în recycle bin să dai empty trash sau ce dai acolo nu no. nu no. Absolut nimic no. Îți asumi și e totul parte din viața ta Merec În aceștia 28 de da, ani Yoga te-a învățat asta? Uh, da, yoga mi-a răspuns Mai în clar la răspunsurile mele Pe care mi le-am format În perioada De când m-am mutat în București până, uh -huh. uh, până în prezent Dar a venit cu o claritate Mult mai uh, Mai profundă Ca să zic așa Uite, eu sunt un om de rând și când văd yoga. Hey. Când, când... Sunt un om de rând, credem, sunt un om și atât. Și văd, mai ales dacă e vorba de partea feminină, când văd niște fete acolo, că practică salutul soarelui, vorbesc despre cea că mi se pare minunat și este tot în armonie. Însă, eu, unul, și vreau să mă ajuți să-mi da, să da, explici. Da, da. Care e legătura dintre toate mișcările alea, că vă tot puneți pe toate părțile și mi se pare extraordinar tot respectul și ideea că doamne, yoga mi-a oferit o claritate. La ce te referi când spui este asta? Este vorba de uh, modalitatea în care tu corelezi respirația cu mișcarea și cu uh, modul în care privești gândurile ce strec în momentul respectiv prin minte și în momentul în, în care tu... Uh, aduci o respirație conștientă asupra corpului tău, da? altfel vezi lucrurile. Noi cel mai mult respirăm clavicular sau inconștient, da? Aici, nu, aici respirăm, până aici. Da, aerul se duce formă involuntar, cum știe el. Dacă stai să respiri conștient, da, e respirația abdominală. Inspiri, umfli abdomenul. Expiri, tragi buricul către coloană. E, asta este respirația, respirația conștientă sau respirația de bebeluș. Dacă te, dacă te uiți atent la un copil, la un bebeluș, observi că așa o să respire, da? Umflă abdomenul, asta e respirația conștientă trăită în prezent. Da, asta aduce mai multă claritate, că te conectezi mai mult tu cu prezentul tău. Ok, ce e trecutul? Ieri. Ai, poți să mai repar ceva? Nu. Poate doar să spui un îmi pare rău, iartă-mă, știi? Ce este viitorul? Nici măcar nu cred că există viitorul. E ceva ce nu există, nu? Bun, dar ne gândim cu toții la viitor. Și e corect să zicem: dacă suntem mm -hmm. oameni, trăim pe Pământ, am venit aici să adunăm niște experiențe. Viitorul este clădit de clipa de clipa asta. Mm -hmm. Pentru că ceea ce noi o să facem mâine este generat de fapt de prezent. Erai așa acum 3-4-5 ani de nu. zile? Spuneai teoriile astea, chestiunile astea? Nu le simțeam, dar nu puteam să mi le, deci simțeai să ceva. Le conștientizez așa. Da. Și ce facem cu acei oameni care zic, mă, Tatiana, ce se întâmplă cu tine? Mergi mai mă, mă, către lumea dansului din dar nou. Dar am avut, am avut genul ăsta de oameni în jurul meu. Și nu ce le-ai răspuns? Nimic. Atâta poți, atâta gândește problema ta. Uh -huh. Nu mă bag. Eu știu clar că în calea mea. Dacă mă iau după tine, nu o să mai ajung acolo. Și am făcut destul de mult timp ca alții. Pentru că așa am considerat că e bine. Cum ai uh, practicat exercițiul ăsta al renunțării? Pentru că sunt convins, mulți dintre noi, stăm în anumite povești, fie că vorbim de partea emoțională, fie că vorbim, vorbim de partea financiară, însă noi simțim că ceva nu e bine acolo. Simțim că e ceva ce ar trebui să fie diferit. Însă nu avem curajul nici măcar să ne formulăm ideea de schimbare, de renunțare. Vreau să ies din relația cu individul individa. Vreau să-mi schimb locul de muncă pentru că nu-mi place ceea ce fac. Doamne, câte locuri de muncă am schimbat. <laughs> și aveam la un moment dat niște persoane în jurul meu care îmi spuneau Auzi, dar nu poți să ai tu un job stabil, să nu te mai duci de colo, colo, dar nu știi să faci nimic în așa fel încât de schimbi joburile. Și pe moment atunci chiar am stat și m-am gândit, zic, bă, oare chiar am eu o problemă, dar de fapt nu, eu mi-am dat seama că în tot timpul ăsta de schimbări eu am încercat să ajung în locul în care sufletul meu este cel mai fericit. Mă trezesc, da mă, fericită că mă duc la jobul respectiv. E bine să schimbi joburi, anturaje. Dacă nu te mai regăsești acolo, de ce să stai? Eu aș avea o explicație și te rog să-mi o... Este... Cum să spun eu? Să nu mi-o lași să rămân așa. Să-mi spui, băi, nu e bine, dacă nu e bine. În momentul în care ajungi undeva, de la rece la călduț, uh -huh. călduțul îți place. corect? Pentru că ai consecvență acolo, pentru că ți se spune, să spunem unor, bravo, ți se dă o anumită sumă de bani pe săptămână, lună, an, ai niște beneficii. Chiar dacă tu ai putea să tragi linie, să vezi că sunt mai puține beneficii decât, nu știu, lucrul pe care, pentru care tu trebuie să tragi 365 de zile pe an. Frica. E chestia asta, mi-e frică. Poate chiar are dreptate șeful meu, poate chiar sunt incapabil, poate chiar sunt acum 100 de oameni care așteaptă la ușă să-mi fure jobul și ar trebui să fiu mulțumit, să pup și tălpile șefului că sunt unde sunt. Zona de confort. La fel și pe partea de iubire. Nu o să mai găsesc niciodată sufletul pereche. Ce o să mă fac eu fără X persoană? Mai zic odată lucrurile astea. Să le mai zic eu pentru mine, nu, să le zic eu? Nu, fii atent. Cuvintele pe care noi le exprimăm Așa. clădesc prezentul nostru. Viața noastră este clădită de ceea ce gândim și transmitem. Și dacă avem în gândurile noastre doar iluzii? Păi trăim în iluzii. Aha. Trăim în iluzii. Și la un moment dat te trezești. De ce? Că ești bușit de sus, nu știu, de Dumnezeu, Univers, Forță Divină, fiecare cum vrea să-i spună. Tu cum îi spui? Univers. De ce îi spui Univers? A, așa îmi place mie. Tu speli Duminica? Da. <laughs> da. <laughs> Și nu ți așa un pic, care nu te, nu te supără, nu, nu ți se creponează mai mult mâinile dacă le pui da, la uscat? Dumnezeu nu a venit și nu o să vină niciodată Eu iau temă, spală duminica, oh, asta. să o pedepsesc pe tatăl meu, că spală duminica. Măi, nu asta ne ideea pe care o transmite. Ideea este de uh, legătura asta pe care tu poți o faci între tine și sufletul tău și să o dai mai departe că, către alt om. Că dacă Eu dacă spal duminica și tu ai căzut uh, pe jos și vin și te ajut băi, ești bine, ești ok, hai să te ajut, îți dau un șervețel, un pahar cu apă, o sticlă cu apă Aia contează mai mult. Dacă eu sunt genul domn care nu spăl duminica, nu știu ce se mai întâmplă, mă rog, nu vreau să intru în discuția asta, și tu cazi pe jos, da? Și sunt atâtea cazuri. Și eu trec pe lângă tine, că sunt un om credincios, domnule. Asta da? să nu se înțeleagă faptul că cei care nu spală duminica de obicei nu dau o mână de ajutor. Nu are nicio Ar ai dat două exemple? Dumnezeu nu despre asta ne vorbește. Nu despre trebuie să faci, nu trebuie să faci. Dumnezeu spune clar o chestie. Păi și nu te simți dubios dacă, nu știu, vinerea mănânci carne? Nu prea mănânc carne. Ah, <laughs> nu mănânci carne. Nu. Ai renunțat? Uh, am momente în care mai gust așa, dar... De Paște și de Crăciun. Să știi, cam așa, dar... Și te simți vinovată, chestiunea cu energia animalului care a fost sacrificat, doamne... Nu, fii atent, vezi că noi nici măcar nu mai știm să sacrificăm animale pentru că dacă ar fi fost așa, nu m-ar fi deranjat. Dar exact, am citit foarte mult pe subiectul ăsta. Nu, pur și simplu nu, nu am mai simțit eu să consum carne, mai consum, adică nu știu, dacă mă duc undeva la un restaurant și cineva din gașul care își comandă ceva și simt că aș vrea să... Ceafă burc, de porc iau, cu cartofi nu, Uh, Iau o bucățică să văd savoarea, știi, dar doar atât, nu. Uh, cred că de vreo 2 ani de zile am început procesul ăsta așa, dar ușor, ușor. Nu mi-am pus gata, de astăzi mai mănânc carne. Nu, a, fost, a venit uh, naturală toată treaba asta. Și mă simt mult mai bine. Chiar mă simt mult mai bine. Într-adevăr, da, carnea are o anumită aciditate care nu uh, se pupă prea bine cu aciditatea corpului nostru. Se întâmplă niște reacții în, în corp, în momentul în care mâncăm uh, această carne, plus că energia animalului respectiv, uh, în momentul în care este omorât că nu e sacrificat. Uh -huh. În momentul în care este omorât, noi o primim, da? Și uh, noi avem șapte corpuri. Fizic, spiritual, și mergem mai departe. Gândește-te că de fapt energia aia atinge un anumit nivel. De asta ajungem să ne îmbolnăvim și noi, nu ne dăm seama de ce. Sunt foarte multe răspunsuri la care noi trebuie să ne răspundem, John. Eu aștept întrebările de obicei. <laughs> da, am întrebările aș putea măcar și să, le, să un le formulez. Și revenim pic la sacrificiu cu animalele. Da, înainte. Așa. Înainte erau sacrificate. O rugăciune, o în care aruncat. Uite, citește despre păgâni. Ce făceau? Sacrificau pentru. Cum sacrificau? Păi spuneau, o incantație, ceva acolo, o rugăciune. Păi rugăciunea a eliberat sufletul. Ai mai nu acum o am o notificare asta? cu minus 20% dacă comand pe nu știu ce aplicație și deja sunt toate uh, foarte bine puse acolo în cutiuță, doar le pun un pic de sos. Da, și... bine, acum trăim în altă perioadă, nu mai putem să facem lucrurile cum erau făcute, nu știu, înainte de. Suntem Christos. alții sau suntem aceiași? Mm, suntem alții, dar aceiași. Iată ai putea să candidezi foarte, foarte ușor la o funcție în asta publică. Serios. <laughs> Și când zicem, nu e nici așa, nici așa, le avem pe ambele. Și acolo ne foarte bine ca să fim în lumea politică. Ce te face pe tine, Tatiana, cu adevărat să fii fericită? Și te rog, dăm un răspuns clar că abia aștept să-ți spun niște întrebări suplimentare. În momentul de față, sunt foarte fericită când lucrez cu copii. Te refer la clasele de yoga da, pentru, pentru da, cei da, mici. Da, da, uh -huh. da. Um, mi-aduc așa o... copiii, mi-aduc o stare, o altă stare. Um. Și pe lângă asta, nu știu, lucrurile acestea mărunte, de care nu ne mai bucurăm. Sunt niște exemple vreau. de lucruri care te bucură pe tine foarte Uite, tare, de provoacă fericire. Fii atent, ador să stau așa, cu fața către soare, să bată soarele pe fața mea. Doamne, deci mă bucură teribilă treaba asta. Dar nu zici acum așa pentru podcast, nu? <laughs> nu, nu, vorbesc foarte serios. Sau cel mai mult, mă mai bucură diminețile alea în care pot să mă trezesc la ce oră vreau eu și să stau așa, să mă uit, nu știu, să analizez tot în jurul meu. Uite cum trece mașina aia, mamă, ce gust bun are cafeaua asta. Vai, dar ce recunoscătoare sunt, practic, recunoștința foarte mult. Am, în ultimii doi ani de zile, am început să practic recunoștința foarte mult și este foarte importantă. Am putea să râdem de ceea ce spui tu, să credem că Tatiana are o ce are ceva. Da, și cu toate astea, adică. Lumea Sau am putea ce... să ne gândim mai cum a ajuns fata asta în acest uh, punct al vieții ei și uh, pe mine când mă va apuca. Când ești pregătit. Uh -huh. Ai 28 de ani și uh, societatea, în general, spune că pe la 28, 29, 30, spune în general, da? Deci nu este o chestie fixă ca să nu pleci din podcast cu niște idei dubioase. Că mă. Cum ar fi ca Tatiana să fie și căsătorită, să aibă și vreo doi copii? Ok. Nu simți nevoia asta? Nu. Ba da, simt nevoia asta. Uh, dar nu. Mai să știi că am avut un moment în care am pus presiune cu gândul ăsta asupra mea, dar mi-am dat seama că nu este ok. Și eu mi-am găsit mult mai multe răspunsuri la gândul acesta. Uh, am ajuns la concluzia că nu pot să faci uh, lucrurile astea pentru că pune societatea presiune pe tine, pentru că ajungi să. A, o să ajungi într-o relație nefericită. De ce? Că nu ai fost sincer. Bă, sunt fericit, fericită lângă persoana respectivă. Da, nu. Adică n-ai timp să vezi lucrurile acestea. Și uh, nu mai pun presiune pe mine. Adică ce e să vină, o să vină clar. Ce e pentru mine, o să fie clar. Cum dești de sigură? Asta s-a întâmplat mereu. Și cu mine și cu restul. Poți să ajungi într-o relație. Să zici, nu sunt fericită aici, dar rămân pentru... Mie mi s-a întâmplat să ajung într-o relație. Înainte de, acum, înainte de în, prințul acum ăsta. Mai mulți, acela. ani, da, acum mai mulți ani. Și să îmi dau seama că nu sunt fericită. La fel, am avut niște episoade destul de șocante în momentul respectiv pentru mine. Și am zis, băi, sunt... exact asta a fost întrebarea. Sunt fericită? Nu. De ce nu ești fericită? Pentru că nu fac ce vreau eu. De ce? Pentru că nu simt. Păi și ce vrei să simți? Conexiunea aia, suflet-suflet, ai, o simți? Nu. Era doar în mintea ta? Era un exercițiu scris? Îl, îl verbalizai? Mi s-a întâmplat chiar să am conștientizarea asta după un job. După ce am fost cu trupul, am dansat, stăteam înainte la Cămin, la UPG, când eram la universitate. Și am rămas singură în cameră, singură, deci întotdeauna o să ajungem la partea asta de singurătate ca să poți să-ți dai niște răspunsuri. Mm -hmm. Și mi-au venit momentele astea, să team, așa mă uitam la cer, zic, Doamne, dar sunt nefericită. Păi, dar de ce ești nefericită, Tatianu? Eu vorbeam cu mine. Păi, nu știu, nu mă simt împlinită. Dar ce te face să te simți împlinită? Păi, simt că mint. Păi, și pe cine minți? Păi, pe mine și pe el. De ce? Pentru că eu nu sunt acolo și el are niște pretenții de la mine să fiu acolo, să-l iubesc. și iubesc iubești? Nu. Păi, și atunci ce ai de făcut? Păi, să plec. Și uite, am plecat. Asta ar fi o variantă. Că nu e pentru toată lumea cea mai bună variantă. Depinde și în ce punct al vieții te afli. Exemplul de mai devreme era cu Tatiana, cu soț și cu doi copii. E un pic mai greu să pleci dintr-o relație unde ai doi copii și. Dacă ești un matur asumat. Și seama câți oameni ar putea să spună că sunt nefericiți în relația sunt lor? Sunt foarte mulți nefericiți în relația lor, John. Foarte mulți. Știi de ce? Pentru că nu se cunosc. Tu cum ai Nici ajuns să fii fericită să în relația ta? Bănuiesc că ești fericită dacă ești. Uh, în... Da, sunt fericită. Așa. Pentru că mi-am dat voie să simt fericirea asta Dar nu a fost chiar așa dar până am ajuns Eu nu înțeleg aici. acum la ce, te, la ce fericire te referi tu Pentru că uite Dacă ar fi să ascultăm de sfântul social media Fericirea înseamnă popularitate Înseamnă mașină hibrid Sau nu contează Dar una foarte puternică Așa la vreo 100.000 de euro dacă se poate Cel puțin o casă de vacanță Dacă se poate și o poziție so socială În societate cât mai bună Și poate că de acolo începe fericirea da. Nu începe de acolo. E adevărat, e destul de greu să îngrijești un cal. Să fie și frumos calul, da? Să faci lecții de echitație, să-ți vezi de drumul tău. Um, nu de acolo începe fericirea. Asta e clar. Și cunosc foarte multe persoane care au toate lucrurile acestea, dar nu sunt fericite. Știi de ce? Că nu sunt asumate în viețile lor. Adică au, au -a făcut niște alegeri de... care nu aparțineau chiar uh, au fericirii fost niște, lor. Exact, mm -hmm. niște alegeri de moment, doar cu mintea luate. Și, și, și momentul tu în care ajungi... nu lei cu mintea sau cum nu, e în momentul în care ajungi să faci niște alegeri doar cu mintea, fără să pui și sufletul acolo, clar, are, vor fi niște alegeri șoate, iar pe viitor, când o să ajungi acolo, o să-ți dai seama că, bă, eu vreau să plec, dar nu știu cum. Sper să nu existe prea multe despărțiri după acest podcast. M-am învățat atia. Ce te-a bă, te apucat? Băi, m-am uitat la o tipă și mi-a spus că nu sunt fericit în relația noastră. Nu, în care e dar sunt. Nu poți să zici așa, bă, nu sunt fericit. Nu. Trebuie să-ți răspunzi, mm. să răspunzi la niște întrebări. A făcut milionul de euro. Mm. Nu, no, astea sunt așa. Cum așa? <laughs> nu înțeleg așa. Vin și pleacă. În primul rând, i am zis mereu. Dacă tu ca femeie ajuns să stai cu un bărbat doar pentru că are bani, din start ai ieșuat -o. De ce? Pentru că ia-ți banii lui, nu-ți banii tăi. Clar. Cum e? Că sunt banii amândura da. și la, la partaj. Da, da. Da, da serios. Nu. Ia -ti -ti. Și cu ce te ajută pe tine ca femeie că stai cu un bărbat cu bani, dar nu primești iubire? Ce e iubire? Ce există iubire în ziua de azi? se mai raportează cineva la iubire în 2022? Și atunci să stai seara să plângi, să te uiți prin oglindă, să zici, dar cine sunt eu, că parcă nu sunt ok. Te mai pe social media că cea mai bună prietena ta așa că este un prinț și mai fain și toate... Mă bucur pentru toată lumea. Nu, eu mă bucur, chiar mă bucur pentru realizările tuturor. Adevărul e că oricum nu avem altceva de făcut decât să ne bucurăm că toată lumea se laudă pe social media, nimeni nu spune, bă, mă doare capul, mă doare stomacul, mă doare... Înțelegi ce zic acum? Încerc. Ajungem la Mi-e foarte asta, greu să înțeleg tot. Ai, ai multă cantitate de informații, da, Tatiana. Da, da, da. Dar ai și multe tatuaje, am văzut. Da. Uh... am 8. <laughs> are o legătură? Da, toate. Nu, nu mă refer ca ai 8, ceva cu infinit, nu știu. Uh... am încercat să fac rapid o... Așa a ajuns în momentul de față să am, dar mai urmează. Nu ne adică arătat toate tatuajele, dar măcar cu asta de... cum, că... pe ăsta de, de pe deget. Aici este o... Arată-l către cameră. Bun. Ceva acolo, să ne închipuim este măcar o că vedem. Este de lotus. A, Fii de atent, mă. aici am avut prima dată un alt tatuaj. O experiență din facultate. Ce tatuaj ai avut? A, un diamant. Deci... Așa am vrut eu atunci să-mi fac. Am văzut la o fată, când participam la concursul de mis, dar Așa? Am văzut o fată cu un diamant. Mamă, și mi-a plăcut atât de mult, dar vreau și eu. Ei, și nu a ieșit ce trebuie. Și am stat cu tatuajul respectiv până când am ajuns la un salon și... Uh, atunci am știu ce vreau să fac aici, o floare de lotus. Asta este un simbol din sanscrită, iar asta reprezintă infinitul. Și floarea de lotus este considerată oricum... Uh, deci ești și targetată bine, ești, e, e, foarte bine pentru ceea ce faci. Mai departe, mai e încă unul în sanscrită sau ce, ce? că stat, îl vede aici. toată lumea, adică <laughs> sunt convins că toată lumea vede. Da, Ăsta Ce este înseamnă? un simbol din sanscrită. Sigur, a zâmbit cel puțin un domn. Doamne ajută! Cu multă energie. Ce scrie pe tine? Uh, acolo? Este un simbol care reprezintă respirația. Este un simbol care te ajută, te, te ajută să rămâi în stare conștientă și să fii uh, conștient de respirația ta. L-am făcut până să mă apuc de yoga. Nu am știut exact că o să mă ajute foarte mult când o să încep clasele de yoga, mm -hmm. dar spune așa semnul acesta. Este primul lucru pe care îl faci în momentul în care te naști și ultimul lucru pe care îl faci în momentul în care mori. Între aceste două etape, da, este foarte important restul ce faci tu. Cidisem pe undeva conștient. treaba asta citisem asta pe undeva da? că asta nu contează ce oameni întâlnești care... Cu respirația și până la finalul vieții exact. Și e bine să ai grijă să-ți controlezi exact. foarte, foarte exact, bine exact. respirația Exact, asta este simbolul care uh, Te face conștient de treaba asta Și am ales să-l tatuez aici Pentru că este în zona plămânilor și, da. Iată, despre asta era toată discuția da. Nu că ne-ar fi băgat în transă Nu că ne-ar fi blocat foarte mult ci pentru că efectiv ne ajută să respirăm Și așa am simțit eu să fac am simțit, adică fiecare tatuaj pe care l-am mă reprezintă. Sute la ciudat să dai și banii pe tatuaj. Dar să mai sunt te... persoane care își fac tatuaje și după ajung să le Dar așa de regrede. modă, mi făcut și da. un tatuaj. Un diamant. Da. Că, na. Cum am fost eu, da. Uite, norocul meu că am putut să... Și celelalte? Azi, despre bă, bă. ce sunt celelalte? Doar da, să mi le... A, da, ah, mai da, încă unul. Păi că... nu știu dacă o să-l la cameră. Ai nu cum? Nu, e mai nu grea așa... poziția. Așa... A, mai are un tatuaj. O să da. vă închipuiți că în ați văzut latină, rara vis înseamnă pasăre rară sau Pasărea. Și tu ești Pionics. o pasăre rară sau care era analogia dintre... Da, așa mi se spunea mie la începuturi, pasăre rară. Și acu acum cum ți se spune? <laughs> uh, mi se mai spune așa. Mi se mai spune. <laughs> <laughs> Bun, și celelalte sunt tot așa despre... Pe toată coloana am uh, un tatuaj cu fazele lunii și cu niște simboluri din sanscrită cu omul indian. A, deci de asta m-ai întrebat am... tu pe mine pe ce dată sunt născut, da. ca să-mi faci mie astrograma. Aici este omul balinez. Așa. Da. Se vede, se vede chiar bine. Este un tatuaj pe care l-am făcut când am fost în Bali. L-are și fratele meu și încă o persoană. Și uh, am făcut tatuajul ăsta, ne-a reprezentat foarte mult excursia respectivă și am zis, bă trebuie să plecăm de aici cu amintire. Cu ce cu un tatuaj? Foarte tare! Uite, da. mi se pare extraordinar că și asumi da. tatuajele și că reprezintă ceva pentru viața ta. Da. Sunt e adevărat, oameni care își fac tatuaje pentru că sunt în mainstream. Mai avem puțin, mai avem vreo două rubricuțe din toată discuția asta și parcă deja îmi pare rău, așa că te aș și tras mai mult de limbă. Uh, bun ca să practicăm și recunoștința. De ce nu avem această da. rubrică? Nu e doar pentru tine, de obicei inclusă în acest program. Cui îi mulțumești tu cel mai mult pentru că existi astăzi? Cum a spus o Snoop Dogg. <laughs> I wanted to thank me because I believe in me. Okay. Um, Măi, recunoștința e o practic față de orice. Față de orice aduc recunoștință. Și față de omul bun, și față de omul rău. Pentru că și de la cel rău am de învățat ceva. Ce? Așa nu? Sunt recunoscătoare pentru tot. Chiar sunt recunoscătoare pentru din, tot. Dar îmi doresc din povestea asta un nume. Mm. Un cineva. O nominalizare. Uite, na, cred că toată lumea. E recunoscătoare unui părinte sau părinților. Eu clar ajung să am recunoștință față de părinții mei, mm -hmm. da, că s-au chinuit cumva să îmi ofere o educație, să mă crească, am prins vremuri grele, nu ușoare, conștientizez tot efortul pe care ei l-au depus, sunt recunoscătoare și fratelui meu, un frate mai mare, Uh, și e acolo, întotdeauna am vrea bine, le bine, câteodată e mai dur așa, el n că e frate mai mare, dar uh, nu știu um, sunt, uh, am foarte multe persoane pentru care eu sunt recunoscătoare sunt mulți oameni în, Deci familia, în general, da. și toți ceilalți oameni care uh, au a fost măcar pentru o perioadă de timp în, da. în viața ta. Băiatul cu care am intrat în relație și față de el sunt recunoscătoare, chiar dacă la un moment dat am avut episoade care m-au dărâmat. Dar am fost. Au A fost venit o dărâmare să... plăcută. Pentru da, că ele m-au ajutat să mă ridic, știi? Mm -hmm. Și pe lângă asta, am multe alte momente frumoase, da, nu pot să zic că. Uh, nu știu, mai am o prietenă care are un after school, îi sunt recunoscătoare și ei pentru că uh, ea a insistat cumva să încep uh, practica asta de yoga cu copii Da, uh, să vezi, după, după podcast-ul ăsta o să te sunești oameni. nu? n am auzit că și pentru ăștia mici sine da, și eu, apără, uh, yoga curioși. cu copii este cumva altfel, nu este la fel ca și cu adulți, adică mă că este foarte simpatic acolo, plină de joc, joc și, și joacă și... da, da, și la fel să-ți înveți copilul să respire corect să-și ia o pauză de la Au. tot ce face ca să stea un pic și în exercițiu fizic? Ai să râzi, la ei ne învață pe noi chestia asta. Deci ai să râzi, dar ei ne învață pe noi chestia asta. Noi avem de învățat de la ei. Eu sunt acolo doar ca să... Eu doar îi privesc. Deci le spun un, un subiect, da? Astăzi o să practicăm, nu știu, iubirea, recunoștința și facem noi pe acolo niște, niște scheme, puțin sport, ca să... Dar ai să râzi câte te învață copiii ăștia. Ai să bine. Vezi? știi cum să faci ca să transmiți emoția până la capăt. Îți place să citești? Da. O să ne faci și nouă o recomandare de carte acum la final de podcast? Um, da, am una mai singura. multe. Am una. una, asta, asta este de, de aia și cu mulțumirea. Una singură. Recomand tot ce a scris domnul profesor Dulcan. <laughs> Dar stai puțin, Dulcan nu dulcan? era cu Mâncărica? Nu e, nu, nu e, nu, nu. nu. Dulcan. Da, da, așa. De ce îl recomanzi? te trezește. Ah. Deci te trezește așa, te, bă, trezește. te trezește la viață sau te trezește Acolo, deci și dacă nu găsești răspunsuri în jurul tău, găsești în cărțile lui, sigur găsește. Și dă ne un titlu de la el, acel titlu. Uh, mintea de dincolo. Uh -huh. Mintea de e foarte mea. grea, nu poate, nu, nu o să fie înțeleasă de oricine. Dar uite, haide să-ți dau un alt titlu ca să uh, fie mai ok pentru toată lumea și să înțeleagă, dar nu știu cât se vor rezona cu Secretele Întregii Vieți. E o carte populată, po uh, destul de populară, mm -hmm. cunoscută e o carte ușoară, dar îți cam dă niște pum și palme pe te acolo. Te adică un pic, o... da? Nu te lasă în căldurica ta dacă da. ar trebui să faci da. mai multe cu E o carte bună, o recomand pentru cei care vor să afle mai multe. Bine, pentru că suntem la final, Tatiana, rog să-ți un mesaj. Știi cum Acum, după semnalul sonor, lăsați mesajul. Care e mesajul tău pentru cei care au urmărit acest podcast? Oameni buni. <laughs> Oameni buni! Oameni buni! Dragilor, mai mult zâmbet, mai mult optimism, mai multă încredere în voi. Atât. Atât? Atât, Atât de simplu. Mai mult optimism, mai, optimist, mai multă încredere și mai mult zâmbet. Asta o să ne ajute cel mai mult. Și mai puțină dramă, dramă traumă și frici. Nu, no, nu, no, le lăsăm pentru că nu ne fac bine. Tatiana, mulțumim tare mult pentru prezență. mulțumesc tare mult. Mulțumim pentru gânduri pentru experiență, pentru probabil, de ce nu, lecții de, de viață și poate chiar un început în a ne dezgheța un pic și abia așteptăm să vedem ce faci tu cu viața ta, o să te urmăm. Vă aștept e la clasele de yoga, le țin în București. De, e cu follow, știi când e cu follow? <laughs> Ți-am și pus uh, tag pe, pe Instagram, pe generația lui John și pe observatorul Prahovean pe Instagram și cu siguranță oamenii pot afla mai multe informații uh, despre tine și acum o să... Inspirăm profund pe nas, expirăm profund pe nas și lăsăm să vină către noi cu iubire, abundență și lumină tot ceea ce trebuie să ne facă bine. Asta e foarte fain, să avem cât mai multă energie pozitivă, să acceptăm ce se întâmplă cu viața noastră și evident să ne punem mai multe întrebări, că altfel nu ne răspunde nimeni în afară de propria noastră persoană. Giun să ne auzim și luna viitoare de la 13, până atunci numai bine. La revedere!